Petrus, ce faci aici? Fetelor, ce s-a întâmplat aici? De ce toate jucăriile sunt împrăștiate? Eu am impresia că am intrat într-un magazin de jucării prin care a trecut un tornado. Jasmina, ce te uiți așa la mine? Eu întreb cine o să strângă toate jucăriile acestea? Ce cu asta nu? Eu am păstrat asta Melisa. Bine, dar trebuie cineva să le strângă. Uite, eu propun așa. Tu le strângi jucăriile tale, Melisa le strânge jucăriile ei. Bine? Ce cu asta nu, coleg. Mă, majoritatea de jucării sunt a mele, dar se joacă Melisa. Și eu trebuie să strâng? Nu e corect. Și ce propui tu acum să facem? Doar trebuie cineva să strângă toate aceste jucării. Iar Melisa e meticuță și nu se va descurca. Hai, facem asta. Eu strâng jucăriile mele, dar tu ajuți Melisa să strângă jucăriile ei. Și cum tu-ți imaginezi că eu voi strânge jucăriile Melisei? Eu doar nu știu care sunt jucăriile ei. Oh, eu am o idee. Jasmina, ce înseamnă aceasta? Eu după cât înțeleg, tu te dezici de jucăriile tale, da? Da, tăcicu, eu nu mai am nevoie de ele. Lasă fi toate amenizii. Eu am tabletă, ne ajunge și ea. Bine, eu accept alegerea ta. Jasmina, timpul tău la tablete a expirat. Bine, atunci să mă joc cu jucării. Jucăriile Melisei? A, acolo sunt ale mele. flac. Trebuie să ascult pe tăticul, să strâng zucăriile. Tăticul, scuză-mă, ce rog, eu mai mult las-mă ca să dăm, ce rog frumos, zucăriile înapoi. Jasmina, eu vreau să înveți câteva lucruri. Prima, să fii responsabilă de ceea ce faci tu. Dacă te-ai jucat, să strângi jucăriile după tine. Dar chiar dacă nu tu ai împrăștiat jucăriile, puteai să o ajuți pe surioara ta mai mică. Și al doilea lucru, să știi că orice greșeală are consecințele ei. Ai decis să le dai jucăriile și ai rămas fără jucării. N-ai cu ce te juca. Dar, ok, de data aceasta, eu te iert. Să nu mai faci așa. Jasmina, ce te uiți așa la mine? Cine îți strâmbă jucăriile acestea? Eu! Bine, hai strânge-le!